Din cele 311 străzi ale municipiului Suceava, 201 sunt asfaltate, iar 110 sunt nemodernizate. Altfel spus, 65% dintre străzile Sucevei sunt asfaltate, iar 35% balastate. Șeful municipalității sucevene a precizat că sunt mai multe cauze care au dus la o asemenea statistică. Aceste străzi sunt în Alea Dumbrăvii, în principal, zona Laniște, dealul Mănăstirii, Tătăraș, Autoservice. Sigur că ne dorim să asfaltăm cât mai multe străzi nemodernizate și oamenii au dreptate în acest punct de vedere. Deci, ca proporții, din 311 străzi, 201 sunt asfaltate, 110 nemodernizate, proporție 65% asfaltate, 35% nemodernizate. Sigur că aici pun întrebări, deci nu s-a modernizat în ultimii ani. Așa cum am spus, în primul rând, a crescut foarte mult numărul străzilor, 74 de străzi noi, asta e un lucru bun că s-a dezvoltat orașul. Sunt și niște cauze obiective pentru că n-au putut să fie asfaltate o serie de străzi. Alte cauze țin de problema dreptului de proprietate, pentru că o parte din străzi nu sunt în administrarea primăriei, astfel că proprietarii trebuie să cedeze partea lor de stradă pentru ca municipalitatea să poată face acolo modernizarea străzii. Problema asfaltării străzilor de pământ, cum li se mai spune celor care nu sunt betonate sau asfaltate, pentru că deseori pe acestea, primăvara și toamna, stratul de balast este acoperit de un strat gros de noroi, nu a fost neglijată de primăria Suceava, care în ultimii ani a modernizat 15 străzi de acest gen, în principal în cartierele Burdujeni și Ițcani. Anul trecut am finalizat sau pe mai multe etape și pe ISPA și pe postul de mediu. Astăzi 96% din străzi din municipiul Suceava au apă și canalizare, deci îndeplinesc condițiile, le putem asfalta. Sigur că mai sunt anumite străzi care sunt în pantă și nu au putut fi trasă apa și canalizare prin curgi gravitațională, cel puțin la canalizare trebuie un sistem de pompe și așa mai departe, dar sunt străzi puține din acest punct de vedere, câteva prin Burdujeni sat și Ițcani. Primarul Ion Lungu este de părere că faptul că sunt atâtea străzi noi este unul bun întrucât orașul s-a dezvoltat, însă el dorește ca populația să înțeleagă că municipalitatea nu poate ține pasul, să facă a doua zi străzi asfaltate unde au apărut noi case, spune primarul, care a mai adăugat că dacă s-ar fi încasat și restanțele de 15 milioane de euro din taxele și impozitele locale de la agenții economici și populație, s-ar face mult mai multe în această problemă de care sunt interesați foarte mulți suceveni.